la munte, ninge frumos, eu cred că este Campovești. Duță este chiar acolo, este pe pârtia Calinderu, la Bușteni, unde copiii încă mai schiază pentru că este săptămână de vacanță pentru mulți dintre ei. Salut, Duță, spune-ne și nouă dacă e Campovești acolo. Exact ca în povești. Bună, Diana! Salut, Johnule! Vă salut de pe pârtia Calinderu din Bușteni. Este ultima zi de vacanță și am venit să vedem ce activități și cum se distrează copiii aici. Lângă mine este Gabriel, el se ocupă de domeniul schiabil. Bună ziua, bine te-am găsit! Multă activitate! Bună ziua, salutare tuturor! Mă bucur să avem oaspeți aici la domeniul schiabil Calinderu, dar în această dimineață și nu numai în această dimineață, de la primele ore copiii au sosit pe pârtie, se bucură de ultimele două zile de vacanță, sunt în număr foarte mare și ne bucurăm și de stratul de zăpadă care s-a așternut. Este un strat consistent de zăpadă, pârtile sunt excelente, sunt în stare foarte, foarte bună de funcționare. Îți mulțumim foarte mult! Acum o să orbesc cu niște monitori pentru că acum schiul, toți copiii au venit să schieze. Bună ziua, bine te-am găsit! Marian, îmi pare bine! Cum te numești? Crăița Moisa, îmi pare bine! Vreau să, uite, se întâmplă o treabă, mulți părinți se tem să-i scoată pe cei mici afară ca să nu răcească cel mic. Cum stă treaba asta? Adică când vin părinții, sunt îngrijorați să nu cumva să răcească cel mic? Din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie îngrijorați, pentru că atât timp cât ei sunt echipați corespunzător, dacă țin cont de echipamentul care trebuie folosit pe pârtie sau când este frig afară, nu ar trebui să fie îngrijorați și mai ales când este vorba de mișcare, pentru că mișcarea pentru copii, fie că e cald, fie că e frig afară, le face foarte bine organismului și știți și voi că mișcarea îți menține sănătatea în forță. Cam cât timp îi țineți pe copii? Adică fac pauze, vin, schiază o oră, două? Ce program au? În general, venim de la 9:30 dimineața până la 1:30 la prânz, cu pauză de ceai și biscuiți între cele 4 ore. 4 ore de schi, pauză, 10 minute, un sfert de oră ceai și gustare, după care încă 2 ore de schi. Mulțumim foarte mult! Lângă tine aici cine este? Marian, îmi pare bine, cum te numești? Bianca, îmi pare bine. Bianca, te sună părinții? Sună părinții să întrebe ce fac cei mici, dacă sunt bine, dacă au mâncat? Da, cu siguranță, toți părinții sunt și entuziasmați și îngrijorați în același timp pentru ei. Ne întreabă cum se descurcă, dacă sunt ok, dacă ne-au făcut probleme, ceea ce nu se întâmplă, dar de regulă părinții ne cam sună. Am văzut aici o fetiță mai devreme, am vorbit cu ea foarte vorbăreață, să-mi faci cunoștință, să-mi spui tu cine este. Sigur, ea este Katinka și are 8 ani, se descurcă foarte bine la schi. Katinka, bună ziua, bine te-am găsit! Îmi spuneai mai devreme că tu ți-ai făcut niște planuri pentru anul acesta. Ce planuri ți-ai făcut tu și cu ce ai început? Păi am trei lucruri pe care vreau să le fac, să schiez, deja s-a întâmplat, să-l cunosc pe Dorian Popa și să îmi dea un autograf, un artist pe nume Gami. Am înțeles, iată, nu te-am pus eu, Johnule, nu eu am pus să spun despre tine, dar îți place de Dorian Popa? Da, ba, da, dă-i, îmi place. Dă-i căscuța acolo să pupăm domnișoara, dă-i căscuța. Și chiar vreau să-l cunosc. Așa facem. Păi fii atentă, tu ți-ai dorit foarte mult să-l cunoști pe Dorian, nu? O să ne ocupăm de treaba asta, să vă întâlniți undeva. Dorian, peste tot ai fan și asta mă deranjează, dar ai grijă acolo să te porți frumos cu fetele din platou. Ce ați dorit voi să mai transmiteți părinților? Pentru că am văzut că sunt foarte mulți părinți care stau aici, se uită și unii au venit cu cei mici să-i supravegheze. Păi, în primul rând, îmi doresc să le transmit, să aibă încredere în propriilor lor copii, să-i trimită în cât mai multe tabere, pentru că în momentul în care ei vin în prezența lor pe pârtie, sunt total diferiți față de atunci când sunt într-o tabără. Când ajung într-o tabără, timp de o săptămână și chiar într-un weekend de 3 zile de schi, ei devin mult mai independenți și mult mai încrezători în ei. Am înțeles. Ăsta e un lucru foarte important. Exact. Și tocmai de asta le și recomandăm părinților acest lucru. Perfect. Vă mulțumim foarte mult. Gabriel, la final, vrei să ne mai transmiți ceva? Da, mulțumim turiștilor că au ales domeniul schiabil Calinderu. Noi aici suntem pregătiți pentru cei mici în special și pentru schiul de începători. Avem o zonă de schi, de inițiere foarte bine organizată. Pot spune că este una dintre cele mai bune zone de schi pentru începători de pe Valea Prahovei. Îți mulțumim din suflet și să fie un sezon cât mai lung. Să dureze foarte mult. Mulțumim. Diana, Johnule, hâți, Johnule! Băi, peste tot unde merg, ai fani peste tot. O să vedem ce se poate face. Toate cele bune, weekend plăcut să aveți!
Mulțumim mult, Duță! Ah, căciula ta galbenă!